Plutonierul Paul Brabescu Călinescu este de ani buni militar în garnizoana Craiova. A fost la două misiuni internaționale unde camarazi de-ai săi și-au pierdut viața ori au fost grav răniți. În semn de respect pentru ei, astăzi militarul oltean a luat startul către Alba Iulia în crosul Stele pentru Veterani. Gata, pleacă! Bine, Paul! Hai, hai! Este o onoare pentru noi toți să luăm startul la această competiție. Am ales de plăcere. Am fost invitat și la altfel de competiții. Asociația Camarazii a mai organizat în urmă cu două luni ștafeta București-Carei, la care noi, din păcate, nu am putut să onorăm cu prezența. Nouă militari craioveni vor alerga până pe 1 decembrie, până la Alba Iulia. Vom alerga în prima etapă, respectiv astăzi pe 29, până în localitatea Râmnicu-Vâlcea, aproximativ 110 km. Pe timpul nopții vom rămâne în localitate, după care dimineața la prima oră vom continua alergarea pe defileul Oltului până în localitatea Sibiu. La fel, mâine vom rămâne în localitatea Sibiu, după care dimineața la prima oră vom continua deplasarea către Alba Iulia. 12 militari olteni au fost răniți în misiunile din 2011 și 2014 în Afganistan. Cei 9 voluntari care au pornit în crosul Stele pentru Veterani vor ca unul dintre ei să poată participa anul viitor la Jocurile Paralimpice Invictus.